Sunt ultimele informații oficiale, evoluția coronavirus în România și în lume. Iată cum stăm. La noi în țară, în România, avem 2699 cazuri noi de îmbolnăvire la peste 23700 teste. Sunt teste și cazuri în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi: București 413, județul Timiș 166, Brașov 148. Avem 997 români care sunt internați în stare gravă în secțiile ATI, secțiile de terapie intensivă. Asta înseamnă un pacient din 8 internați în spital cu COVID este la terapie intensivă. Un pacient din 8. 74 decese în ultimele 24 de ore, peste 17600 români care au murit, din păcate, din cauza COVID-19 de la începutul pandemiei în România și până în prezent. Până astăzi vorbim de peste 706.000 cazuri de COVID-19 în România și aproximativ 646.000 de români care au fost declarați vindecați. Atenție, aproape 92% dintre cei infectați cu coronavirus s-au vindecat. Evoluția coronavirus în România, vedem și cifrele la nivel mondial. Evoluția COVID-19 în lume. Avem peste 98.100.000 de cazuri de coronavirus, peste 2.100.000 decese și iată și numărul celor vindecați, aproximativ 70.600.000 oameni care la nivel mondial s-au vindecat de SARS-CoV-2. America se apropie de 25.200.000 de cazuri și peste 420.000 decese. India are peste 10.600.000 de cazuri de coronavirus, iar Brazilia aproape 8.700.000 de cazuri. Cifrele, informațiile sunt pe site-ul nostru libertatea.ro și pe pagina noastră de Facebook.